episod, de data asta la Sibiu, într-o locație super luxoasă, da, după cum puteți vedea. Dacă se aud zgomote din împrejurim, ne pare rău, se construiește un bloc aici. Noi am vrut lux, dar atâta s-a putut. Atâta a fost. Golful, bănuiesc că toată lumea îl știe și cine nu-l știe o să afle în următoarea jumătate de oră, să zicem, de episod. Suntem generoși. Povestea lui și cum a ajuns porecla lui Țuțu. Țuțu, am vrut să zic Țuțu, dar nu pot să zic. Adică pot, dar nu pot. Zi tu cum te cheamă, că mi-e greu să pronunț. Țuțu. Țuțu Florin. Țuțu Florin, toată lumea îl știe de Țuțu. Ne povestește el cum a ajuns în forma asta. Te grăbești? Nu, nicăieri. Avem timp până diseară, că n-avem lumini. 5 minute terminăm imediat. Da, deci spune-mi, ai avut Golf 2, ai avut BMW 36, da, pe care o să le punem aici în poze, o să le vedeți, și ai ajuns la varianta Golf. Cum, de ce și în ce fel? Am ajuns la varianta Golf având pisica în garaj. Nu puteam să merg cu ea fiind într-o stare foarte bună și am învățat chiar de la tine că mașina de evenimente nu poți să o folosești. Ca mașină de ele, adică? Exact. Poți, dar nu ai cum să poți, dar nu poți să o păstrezi, exact, exact. Bună sau perfectă. Și am zis să-mi iau un daily. Am avut ocazia să iau golful la bani foarte ok. Și să zic ok, eu nu m-a deranjat, aveam un smart ca daily. Zic că ai de ceva mai sus, că l avea două locuri, nu puteai să faci nimic cu el. Și ai dat pisica la schimb pe golf? Nu. Nu? Nu, pisica nu. Era în garaj, okay. Am cumpărat golful. Ok. Și între timp, până să vină primăvara, să înceapă evenimentele și așa mai departe, a venit un puști, mi-a pus 7500 în mână pe pisica și i-a dat viteză. Ok. Și între timp îmi căutam un E38. Ca toți puști. Ca tot, da. Exact. Ca tot tineretul din ziua de azi, ții... Am căutat E38, n-am găsit nimic pe la noi să fie ok. Am găsit unul la Timișoara, dar nu mi-a răspuns unul la telefon două zile la rând. N-a vrut. Da. Eu fiert cu bani în buzunar, am sunat pe toată lumea, m-am dus, am dat peste tot bani pe unde am și m-am apucat de golf. Suspensie, lipurile de la Maxton, roți, scaune și volan. Aia am făcut cu banii de pe pisică. No. Roți. 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 Lipuri. Da. Bările le aveai, că da, mașina, da. Zine de mașină în primul, că toată lumea păi să mașina, un Golf Air. Mașina, nu, mașina e un 1-2 TSI de fabrică. Și atât a mai rămas în ea. Uh-huh. Motorizarea, că nu mi-a reușit swap-ul. Am încercat și un swap la 2 Ajungem litri. Ajungem și acolo. Ajungem. Deci ai dat o pisică pe niște prelungiri de bări, praguri, jante. Da, suspensie și scaune. Suspensie fiind de air-ride. Da, air-ride. Air-ride. Da, de la bun început. Suspensie de la da. 400 de euro până la da, da, mix. Da. Deci air-ride. Cât a da. Costat oare sistemul? E cu management de la face, drege, de la airlift, ceasuri, apeși butoane, o roată. Mergi, poți să mergi cu o roată ridicat? Nu. E management de la airlift cu amortizoarele OM modificate și perne Rubena. Okay. Adică pe partea de perne am mers pe... Ce înseamnă partea de management? Că poate oamenii nu înțeleg. Compresor, butelie, blocul de valve și telecomanda. Plus aplicația de pe telefon. Adică tu poți din telefon, din telefon să o ridic, să o las, da, exact. Arată probabil și pe exact. Telefon presiunea din fiecare pernă, nu știu da, ce, nu știu tot. Cum. Mașina se ridică la presiunea setată de mine. Când îi bag ea în contact și am pornit-o, s-a ridicat singură, nu trebuie să apăs pe nimic. Și am plecat, l-a lăsat, o las eu. Cât vrei. Cât vreau, jos, da. Sau până, cât da, vrei, exact, tu s-o potrivești exact. Pe... Clar, da, așa, da. Deci ai dat banii de pe pisică, s-a ales praful, pac, pac, în pac, două zile. Două zile da. Și după aia ce s-a întâmplat? Am colantat jumătate din mașină cu galben. Am ținut-o așa, avea foarte multe defecte estetice. Și am zis să nu fac investiție și în vopsitorie atunci. Oamenii aici, facem o paranteză, ar fi bine să știe că în momentul în care se apucă să modifice o mașină sau au niște planuri cu ea, vopsitoria trebuie să fie ultimul lucru pe listă. Ultimul, da, după ce ai terminat da, fitment, da. Roți, tot, suspensii, bări, ce vrei tu să faci și așa. Ultimul lucru e vopsitorie. Teoretic era pregătită de atunci. Uh-huh. Deci teoretic aveam cam tot ce-mi doream pe mașină în momentul ăla. Doar că nu mai aveam bani, zic nu, fac ceva cât să pot să merg la un eveniment să fie decent. Și am colantat jumătate de mașină cu galben, am mers un sezon cu ea așa. După care am la sfârșitul sezonului de evenimente am decolantat-o.
Și m-am apucat ușor, ușor de ce e acum, gen. Adică mașina din 2019 octombrie până în 2020 octombrie, adică n-a făcut un an de zile, nu a făcut un metru pe stradă. Ok. Modifica scaune, modifica volan, half cage, trunk setup în spate de muzică și perne, alte roți, vopsită, frâne, frâne față spate, da. Bun. Deci te-ai apucat de chestia asta și de motor. Și de motor. Da, exact în perioada asta m-am apucat și de treaba cu motorul, l-am pus sus, l-am făcut să pornească. A stat mașina la un băiat, din punctul meu de vedere, printre cei mai buni de retrofituri de la noi. Da, poți să-i spui numele dacă da, nu, e problemă. Degeaba. Florin, dar nu... Plătește la sfârșit. Da, așa. 3 luni de zile a stat mașina la el să împerecheze electricele, motorul fiind o generație mai veche decât mașina. Okay. Adică n-am luat motor de Golf 7, am luat motor de Golf 6, 5-6 sau Leon. Era de pe un Leon. L-am pus, am spus, l-am făcut să pornească, i-a făcut să-mi evacuare intercooler, tot ce trebuie. N-am putut să împerecheze electrica mașinii cu electrica motorului. Motorului, da, și calculatoare. Exact. Și n-aveam ABS, SP, servodirecție și aer condiționat. Un fleac. Da. Dar puteai să zici că te-ai băiatul... la Golful 2. Exact. Chiar unul, că la Golful 2 am avut servo. Adică, băiatul mi-a spus, băi, servodirecția o facem, aerul condiționat îl facem. Doar că dacă eu am murit, da, nu știe nimeni ce să facă la mașina asta. De ABS și de SP mi-a zis clar de la început, nu avem ce să le facem. Trebuie cu altă unitate. Da, sunt niște chestii complicate. Da. Am încercat cu stand-alone, la fel. Mai era o investiție de vreo 2000 de euro și cu prețul motorului ajungeam la un motor de R sau de GTI, de generația ei. Și atunci am zis, nu, punem 1-2 înapoi, ies cu ea estetic. Și dacă o mai fi vreodată ocazia să-i pun motor de Golf 7. Sau ce am în cap acum, dar nu știu dacă o să-mi iasă, că e o investiție destul de mare, motorul de RS3. 2.5 de RS3. Unde am văzut pe net că au făcut niște băieți un Golf 7 cu motorul ăsta. Bă, da, aici legat de mașină și de motorizarea ta, tu știi foarte bine că peste tot mediul online și... Da? Toată lumea zice, știu cum arată, domnule, da, roți, faci, da, drige, da, airline, nu știu ce, și nu are motor. Ce ai făcut, mă, frate? Da, da. Ce trebuie să înțeleagă oamenii este că nu toți oamenii pasionați de tuning sau de mașini modificate sau de mașini care arată într-un fel, sunt și pasionați de mers pe circuit cu ele. Da, cu adică siguranță. Adică nu toată lumea vrea să facă chestia asta. Nu Eu toată știu lumea... lucrul ăsta. Dacă mașina lui arată ca și cum ar avea 500 de cai, ca așa consideră privitorii, amatorii, cunoscătorii, da, 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 cum vrei tu să îi spui, asta nu înseamnă că trebuie să și aibă 500 de cai sau că și omul respectiv știe să folosească toți aia 500 de cai la circuit, ca să nu zicem pe stradă. Da, da, da. Pe stradă nicio șansă. Teoria curselor ilegale pe bani, da, sau mai știu eu ce, că nu există chestia asta. Așa că partea de motorizare nu se jurizează, de exemplu, adică nu particip la părți în care vreau să câștig că am cel mai bun motor sau cel mai frumos sau cel mai arătos sau nu mă duc la drag racing cu mașina să le arăt oamenilor că eu fac suta nu știu cât sau nu mă duc la circuit să le arăt oamenilor că eu știu, eu le arăt oamenilor că știu să personalizez o mașină cu gust. Corect. Pentru că sunt foarte mulți oameni care personalizează mașinile cu foarte mulți bani și mașinile, rezultatul nu este atât de plăcut sau nu știu. Habar n-am. Nu e atât de apreciat de oameni. Dacă voiam treabă de circuit, cu siguranță mașina nu mai arăta așa. Adică n-avea rost să o fac și pe partea estetică. Am fost săptămânile trecute la drag racing în Arad și toate mașinile sunt... Păi... Nu vorbim de cele strict. Mă refer la cele de strict de curse. Curse, da. Așa, curse. E o coajă cu un motor și cu... E foarte greu, da, să îți mai rămână bani și pentru aspect. Da, clar. Mai ales clar. Când mașinile alea sunt supuse tot timpul la mers, viteză, atins, sărit, pietre, da, și așa clar. Mai departe. Nu, exact ce vorbeam noi la început, o mașină utilizată, o mașină utilizată, o scoți afară, mergi cu ea la cumpărături și te-ai întors acasă, nu faci altceva, nu are cum să mai fie o mașină de show, pentru că ți-ar pietre, îți deschide la ușa la supermarket și așa mai departe. Și n-ai și cum în continuu să stai să bagi bani, să repari. Crede-mă să... că și așa mi s-au întâmplat lucruri la ea, a stat mașina 4 luni de zile în garaj în iarnă. A venit un pic soarele, am scos-o să îi dau apă pe ea. Cum e vremea și acum, în
20 de minute s-a norat, a început o ploaie și zic, hai să o bag înapoi în garaj, să nu stea. Am pornit-o, s-a ridicat, am vrut să o bag în garaj, în momentul în care am vrut să o bag în garaj, a venit-o și la garaj în ea. Bau! Nu știu. Adică se întâmplă lucruri și... Am ridicat-o pe cric și am spart stopul în geam. Da. Aia e. Mașina pentru mine a fost strict un demo-car și e în continuare un demo-car. E un pentru demo-car ceea pentru ce fac că eu. Tu... Zi, da, mă ocup de parte de recondiționat jante și așa da. Mai departe și de când am scos și pisica, am ajuns la concluzia că o mașină poate să aducă avantaje. Păi, oamenii văd... Da, rezultate. Oamenii văd... Da. Da, în culise se pune muzică, e DJ-ală, e nebunie, nu vreți să știți, sunt alte lucruri. Da, ce planuri ai cu ea? Ai zis că vrei motorul de RS. Să zicem, da, dacă să zicem, da, nu e nimic bătut în cuie, da, nu, mașina în continuare o să, am avut o perioadă când m-am gândit să o vând. Ok. Investiția în am mașină. Zis, okay, da, investiția în mașină. Ce să zic, bine? Cu prețul mașinii a ajuns undeva la 32.000 de euro. Am pus-o pe 23.000 de euro și nu, nicio șansă. Și am ajuns, nu, mașina o să rămână în continuare la mine, chiar dacă stă în garaj, mă bucur de ea, merg la evenimente, o bag înapoi și cam asta e treaba. Eu am făcut asta odată la o mașină și am scris pe Fortuning, pe vremea aia și mi-au zis oamenii că-s copil de bangat. Că bai băgat atâția bani într-un cadet, 16.000 de euro, ce ai tu, copil de, de unde bai atâția bani? Da, banii sunt foarte mulți care sunt investiți în proiectele de genul ăsta și pe lângă bani mai sunt banii aia mărunți, adică combustibilul de dus până la service înapoi, înapoi luat, da, nu știu ce nimeni acolo, nu-i pune la socoteală. Pe care nu-i mai pui la socoteală, da. Și mai este și timpul pe timp care petreci nervi. Acolo, du-te, vino, stai lângă nu mașină. Nu e bine, nu mai e bine, dată, nervi și așa da. Mai departe și mai e și cunoștință. Mai e, adică știința clar. De a face, de a ști ce să iau, ce să cumpăr, că s-au întâmplat atâtea cazuri cu jante cumpărate greșite, teuri și așa mai departe. Păi ca s-a întâmplat inclusiv asta, mi s-au întâmplat multe lucruri. Drept exemplu motorul, adică ăla a fost cea mai mare investiție da. Făcută, și-a pus fail, sus da. Și a fost un fail total. Adică... Da. Și asta spun, lucrurile astea nu se contorizează de... nici de către cei care vând, nici de către cumpărători. Eu de atunci nu mai îmi scriu pe caiet câți bani investesc, pentru că mintea mea așa, dacă mă întreb cât ai băgat, vreo 20.000, așa, e bine, știi, acolo, ca să... Nici eu nu i-am trecut până la un moment dat. Adică am lista da. De când am cumpărat-o cu banii de pe pisică și ce am mai făcut câteva investiții, după n-am mai ținut cont că bă, am zis nu. Doar că în mintea mea, plătind lucruri, mi-au rămas sumele în cap și pe acolo estimez undeva la 32.000, poate mai mult cu ce ai spus tu, dacă pui la socoteală și drumuri și... Îți dai seama, nu... Sau niște briz-brizuri care nu le mai țin minte, adică... Nu se mai pun toate astea la socoteală, repet, da. Tu ai făcut un calcul 32.000, ai pus-o la vânzare 23.000, bă, 10.000, nu, adică nu vrea nimeni să facă un business din asta și hai că suntem da, în America, da. Luăm o mașină veche, o vopsim, o facem, o aranjăm și am făcut profit de 10-15.000. Exclus în România, sau poate sunt niște oameni care reușesc ei să facă asta, bravo lor, treaba lor, dar sunt fel convins că nu au cum să fie lucrurile bine făcute acolo cu ca siguranță. Să se facă profit. Da. Și atunci asta este situația, ca să vinzi o mașină de genul ăsta, trebuie să găsești pe cineva care să fie fix pe gustul tău. Da. Culoare, jante, e aproape interior imposibil. Și așa mai departe, să zică, da mă, uite, exact cum îmi doream eu, mă duc, dau banii și... E aproape imposibil. Și da. Majoritatea știi și tu că preferă să dea bani mult mai puțin pe o mașină stock să-și o facă pe gustul lor. Că e, până la urmă, e un lucru normal. Care a fost... Deci, acum te întreb că noi în acest episod o să avem două întrebări puse de voi pe Instagramul nostru, pe Stax TV. Îi le punem lui Tsuțu și pe Patreon... Toate întrebările pentru cei care vor să vadă mai multe inside-uri na, sau ce v-a trecut vouă prin cap. Una e care a fost cea mai amuzantă, una din întrebări, care a fost cea mai amuzantă întâmplare pe care ai avut-o cu mașina asta, dacă îți vine ceva în cap. Da, bine. Așa zic. Am montat frânele pe față. Nu, okay. N-am avut tot kit-ul, adică față-spate. Am luat frânele de față. Le-am montat cu colegul meu în București. Frânele de față, iarăși fac o paranteză, că mă gândesc că cineva se întreabă. Ce frâne ai pus? Ai pus cu adaptor? Sunt frâne de doi racing, dedicate de Golf 5-6-7. Ah, okay. Cu adaptori. Ah, deci îți vin în kit. Da, adaptori, vin în kit, okay. Da, exact, cu discuri flotante de 355 de mm. Bun, adică are frâne. Are frâne, adică da. Se oprește mai repede decât accelerează. Da, 100%. Și... Așa, cu frânele. Am venit în Sibiu, plimbarea, nu știu ce, mă duc, plec înapoi spre București.
Valea Oltului, dealul negru, perfect, ies pe autostradă, zic să mă opresc până într-o benzinărie, să-mi iau ceva de băut, și apăs pe frâne. Surpriză. Exact. Bine, norocul a fost, iarăși paranteză la paranteza coladă, eu vin și îl întrerup și zic, norocul a fost că ai vrut să te oprești la benzinărie, pentru că de obicei, când vrei să pui frână, vrei să te oprești, știi, că s-a oprit ăla din față, s-a întâmplat ceva, știi? Păi, asta a fost norocul. A fost oarecum, mi s-a întâmplat pe Valea Oltului o chestie de genul ăsta. A frânat, n-am avut nicio problemă. Păi, autostradă, prima benzinărie, zic, trag în benzinărie să-mi iau țigări și de-astea. Pun piciorul pe frână și nu s-a întâmplat nimic. Într-adevăr, 1-2, dar aveam vreo 140, să zicem. Ia și ia viteză. Da, ia, așa. Pe lung. Da, pe lung, da. Și a trebuit să opresc 5, 4, 3, 2. Am intrat în benzinărie că aveam ceva până în... Și când am vrut să opresc de tot, la fel, am apăsat ambreiajul, am pus frână, nu s-a întâmplat la fel nimic, s-a oprit din inerție. Când am făcut așa la pedală și am deschis ușa... Toată roata de pe stânga plină de lichid de frână. Man. Zic, e clară situația, nu pusesem furtunașe metalice, zic, s-a spart un furtun. Am chemat platforma, a venit fiert să văd ce s-a întâmplat, ajung la garaj 12 noaptea, o bag în curte, dau roata jos. Când am dat roata jos, au căzut plăcuțele. Păi? Etrierele au două șurubele care trec până pe partea cealaltă să nu dea voie la plăcuță. Când le-am cumpărat, nu aveau șurubele respective. Acum vorbim cu Alex, Alex mi-a zis, bă, cât ne târâim cu ea pe aici, punem și nu-i nicio problemă. Da. Îți dai seama că nu le-am mai pus? Da. Înțelegi? Da, nu e amuzant. Nu e amuzant, dar a doua zi dimineață m-am dus, mi-am cumpărat șuruburile, am pus plăcuțele înapoi, am prins acolo și aia a fost. Da, a fost... Mergem cu 1-2, punem întrebările și ne vedem acolo. Facem o recapitulare pentru toți oamenii care se uită la episodul ăsta să-și modifice mașina cu bări de aer, cu praguri, cu jante, cu nu știu ce. Hai să le povestim din bară în bară. Deci, pe față avem faruri de... Sunt faruri de facelift. Originale sau ceva? Nu, sunt aftermarket. Sunt aftermarket și farurile stopurile. Stopurile sunt ca cele de aer. Da. Așa, iar astea sunt, farurile sunt de facelift. Ok, bun. Așa, bările, bara, adică chipul bară de aer, față, praguri și difuzor bară spate sunt de air, nu airline. Air, da, că e diferență. Da. Așa. Le vinde cineva în România, e foarte exact. Bine că le vinde, sunt foarte bune, adică vin foarte bine pe mașină. Da, da. Ce trebuie să știți, că eu am avut experiență chiar și cu mașina asta, fillerul cu care ele vin îmbrăcate trebuie spălat și dat un filler bun. No, pentru că ăla e foarte prost și se exfoliază vopseaua și nu o să știți de ce și de acolo e. Dar bările și pragurile și bara spate și așa e un mega avantaj. Dacă ai luat foarte bine, exact da, cum dacă ai luat bări originale, știți foarte bine din alte episoade, de exemplu, de episodul cu Scirocco R al lui Doru, știți că trebuie schimbate foarte multe piese în spate și costă foarte, foarte mult. Trager, așa că varianta bla. Chinezească, China care conduce lumea, e foarte bună. Bun, spune-ne de specificațiile roților. Rotiform ZRH 19 cu 8 jumate T45.
8 jumate lățime. Peste tot. Peste tot, toate patru. Așa, ET 45 față spate cu 225 30 19 anvelope. Bun. Tot chinezești, că altă variantă n-avem. Asta este. Așa, lipurile sunt de la Maxton Design. Bară față, praguri, bară spate, eleron. Și pe exterior cam atâta, nu? Suspensia? Suspensie airlift de la AFS, montată tot de ei. Așa. Ești mulțumit? Pierde presiune? Nu-mi pierde presiune, că dacă îmi pierdea presiune, îl căutam pe domnul Răzvan. Nu. Interiorul? Interiorul sunt două scaune Recaro de Corsa OPC. Ok. Iar am zis ok. Așa. Retapițate, panourile spate laminate cu carbon. Plasticele stânga-dreapta laminate în carbon. Muzică. Am făcut la Tibi, la Auto East Customs. Tot ce e în spate, de la trunk setup-ul, de la perne, până la muzică. Tot aranjamentul e făcut de el, inclusiv cumpărat amplificator, difuzoare, tot. Acolo, da, fire, da. Cheie, bani, cheie, exact, salut, la revedere, exact. Half cage-ul de la Vickers. Bun. Așa. Băieți, știu. Așa. Volan de aer modificat și ăla, carbon sus jos și modificată și forma. Plafon negru, că n-avea. N-avea? N-avea. A, în interior. În interior, da. Nu, în interior. Nu. Am înțeles. Bun. Așa, ce să mai spun? Tobele făcute la Dani, la CSL Customs. Făcute ca pentru difuzorul de aer, cu tobe stânga-dreapta și așa mai departe. La motor, admisie cu blow-off și cam atât. Uite, punem două întrebări ale cititorilor. Pun chiar pe prima sau ultima, așa. Nu știu cum le arată aici, și restul le vedeți pe patru. Când îți iei tu o Toyota ca tot omul? Băi, nu știu dacă Toyota, dar mi se pusese pata la un moment dat pe un patrol, cum ai avut tu, ăla scurt. Da, știu. Mai bine lung. De ce Golf în patru uși dacă urma să lase doar cu două locuri? Da, bună întrebare. Așa s-a nimerit. Așa mai ales că nu era în plan să arate așa, adică trebuia să fie un Golf 7 și atât. Daily, nimic daily, da. Poate, poate. Chiar și încărat cu ea, adică nu e o problemă. Băi, e bine, dacă vrei să filmezi, sunt trimurile la ușile pe spate zgâriate. De la jante? Da. Exact. Dacă i-a fost daily înainte? Poate că îi venea o suspensie reglabilă și niște roți, dar era un plan daily. Și un pic, da. Și eu am un Golf daily. Asta spun. Da. Băi, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Aici să rămână și eu, mulțumesc pentru și eu. Pentru noi, întrecerea noastră spre Reșița, în general Reșița. Nu zice că merge la care am simplu și că sună urât. Da, corect. Bun, te salut, îți mulțumesc. Mergem și filmăm, facem Q&A. Le mulțumim partenerilor, în acest caz BMW România. Ne-au dat o mașină, nu putem să zicem că ne-au dat. Ne-am făcut treaba cu ea, foarte mișto, 3 litri diesel, vă recomand. Asta e, oprește că zic prostii.